Bună seara, stimați telespectatori, Giurgiu Veni. Vă propunem să petrecem împreună următoarele 60 de minute la o nouă ediție a emisiunii Adevăruri Culturale de la TV Giurgiu. Seara aceasta noi v-am pregătit un material filmat în seara zilei de 9 martie, când un grup de circa 42 de cetățenii bulgari au fost la Giurgiu și au făcut o seară, zic eu, interesantă și frumoasă de cântece de grup, de cor, lucru făcut cu voluntariat într-o frumoasă acțiune a domniilor lor de petrecere a timpului liber. Sunt trei grupuri, două din orașul Ruse și unul din Varna, care au venit la Giurgiu și s-au simțit bine într-o seară, iacătă, împreună. Sunt oameni care iubesc Giurgiu și România și care vin de fiecare dată cu plăcere. A fost un moment să mai auzim ceva folclor și cântece de cor, de grup, pe care o să vi le prezentăm și dumneavoastră în următoarele 10 de minute. Dar până să încep emisiunea, 2-3 minute vreau să vă rețin cu câteva observații, absolut toate mies pentru viitoare teme de emisiuni viitoare. Nu-mi iese din cap și nu poate să-mi iasă ideea de spirit românesc și de zone atât de frumoase, de la sud de Dunăre până la Marea Egee. Și sunt extraordinar de multe dovezi care arată că ce se întâmplă acolo, încă se mai întâmplă acolo la sud de Dunăre, are treabă cu noi, cu vorbitorii de limbă română trăitori aici, la nord de Dunăre. Eu vă prezint aici atelierul unui meșter popular care lucrează în lemn din insula Samotraki la circa 480 de kilometri linie dreaptă sud de Giurgiu. Este insula cea mai apropiată de România, după părerea mea, chiar mai apropiată decât Tasos. Iată, omul ăsta lucrează la ceva din lemn. S-ar părea să fie scheletul unei abarcațiuni. Dar pe fotoliul acesta, aici, în acest loc, se vede un macat. Dacă vedem macatul ăsta cu foarte mare atenție, vedem că este exact genul de macate pe care femeile noastre încă le mai țes în regiunea Vlașcă. Așa ceva țesea și bunica mea în satul Cacales, comuna Gogoșari, până acum câțiva zeci de ani. Maria Navală, născută Stancu Maria, zisă Lelițe. Genul ăsta de macate cred că se găsește cam pe la toate familiile din zona noastră, care și-au adus câte ceva din gospodăriile de unde provin. Și dacă tot zice ceva de cacaleți, aș vrea să mă gândesc și mă gândesc la legătura dintre satul Cacaleți și cetatea Crivina, care se află la 15 km linie dreaptă sud. Și uite, eu chiar așa un moment de gândire, copil fiind, îi auzeam pe bunicii mei care spuneau că identificau geografic niște locuri unde mergem la Arad, mergem pe Padina, mergem pe Ciochina, mergem pe Șabanu, dar și pe Crivina. Este o denumire proprie, populară în satul meu, care, iată, are o legătură extraordinar de mare cu o cetate care a stat vreo 500 de ani, a fost centru de dezvoltare urbană și de dezvoltare economică pentru toate satele din jurul său,
care se află vis-a-vis de Pietroșani. De la Cacales până la Pietroșani, pe linie dreaptă, nu sunt decât 15 km. Mai mult ca sigur, un loc care a ținut mai mult de 500 de ani o garnizoană de 1000 de soldați ai legiunii întâi a Italica și mai aceea o altă legiune sub Imperiul Bizantin, a fost un moment de dezvoltare. Încă o chestiune. Oamenii ăștia care o să-i vedeți dumneavoastră acum cântând, au un grup care se numesc Edelweiss. Ei merg în muntele ăsta, muntele din spatele la fata asta. E un loc unde trag. Au fost de mai multe ori. Este un munte din masivul Balcani. Masivul ăsta, știți cum se numește? Se numește Cozi. Deci avem denumiri românești la sud de Dunăre. Și nu sunt deloc întâmplătoare. Deci iată imagini din muntele Cozi. Ei spun aici Cozia Stena, adică piatra, Stena este piatra, piatra Cozi. Iarăși un gând pentru o acțiune viitoare, mă gândesc să ajungem până la Perpericon, la vreo 20 de kilometri sud-vest de localitatea Cargeală, unde se pare că s-au găsit, nu că se pare, și sigur s-au găsit un complex de temple și niște așezări absolut uluitoare, dinaintea grecilor. Sunt toate de sorginte tracică, de sorginte românească veche. Perpericon, care cred că în curând va fi mândria Bulgariei din punct de vedere arheologic. Și cu asta mai punctez o singură idee. Pe data de 22 martie, în orașul Târnovo, Veliko Târnovo, cum îi zic bulgarii, dar este cetatea Târnavei, făcută de România acum 900 de ani, a fost o mare manifestare. Ei se pregătesc să devină capitală europeană culturală, cum a fost și Sibiu nostru acum câțiva ani, și întâmplarea a făcut că am ajuns în Târnovo, unde am găsit mai mult de circa 25-30 de mii de turiști și de manifestanți la această manifestare pe străzile orașului. Am fost plăcut, impresionat, surprins, foarte plăcut, bătând străzile și caldarâmurile vechii localități și gândindu-mă că totuși numele este vine de la Târnava, de la Târnava noastră, este făcută de frații Asănești. Dar asta e o altă discuție. Oricum, cea mai frumoasă și mai importantă cetate medievală a Bulgariei e despre sorginte românească și asta este un lucru indiscutabil. Acum rugăm regia să dea drumul la materialul pregătit, la filmările făcute. Vreau să vă spun că nu sunt soliștei operei din București sau operei din Sofia, sunt oameni care fac treaba asta din pasiune, au unele performanțe artistice, dar sigur că nu sunt la nivelul madrigalului, însă trebuie apreciat voluntariatul și spiritul de echipă și faptul că oamenii pot să se simtă bine și să se distreze producând și acte culturale. O să auzim și câteva cântece românești. Rugăm regia să dea drumul la material. Yeah.
Yeah.
sunteți la Giurgiu din nou. Toi vi благодарю отново, че сме дошли пак при тях. Avem posibilitatea să spunem câteva gânduri. Имат няколко неща, които да ги споделят с нас. Prin intermediul televiziunii Giurgiu TV. С тяхната телевизия в Giurgiu. Да, locuitorilor acestui județ. В тяхният окръг. Да. Област. Stimați telespectatori, domnul Metodi Hlebarov este unul din sufletele acestui grup și acestor oameni din Ruse care iubesc România și iubesc Giurgiu și județul Giurgiu. Da, toi cază și nas, nali, da. Nas mi tucă ca tu prieteni da. От България, от România, da. Който Giurgiu și e nas. Da. Să o întrebăm pe doamna, cum se numește? Doamna... Ca se cază tie? Ganca Covaceva. Doamna Ganca? Ganca Covaceva. Da. Na românski Covaceva. Da, pe românești Covaceva. Covaceva. Da, da. Da, da. Da, da. Doamna Ganca, iubiți România și folclorul românesc, după câte am văzut. Pită dali... folclorul bulgaresc. Pită dali obiceam România și dali obiceam folclora. Da, nou. Da, no. Foarte mult. Bucu, pot ciocna frenschi astăzi. Am văzut că ați învățat cântece românești. Той разбра, че сте научили, че сме научили румънски песни. Да, да. Даже знаем и още две-три, ама няма да ги трябва. Ще чуем încă câteva cântece românești. Încă știe. Încă știe. Încă știe, da. Și probabil că încă va învăța. Da, da, am învățat, da, încă cântecele românești. Doamna? Златка Цветкова. Doamna se zice Zlatka Cvetkova, da. Acum a venit de curând la noi și a învățat foarte mult repede cântecele. A învățat cântecele da. Grupului dumneavoastră? Lungu, da, a învățat, da. Da. Să spunem că grupul dumneavoastră se numește grupul... Edelweiss. Edelweiss. Românește Floare de Colț. Floare de Colț. Da. Și este un grup și de cântece care cântă și... face și excursii împreună. Da, noi cântăm și religioasele, acum este la 19 aprilie festival la Giurgiu. Da, la veți 19. Participa la festivalul da, de vinem. Religioase. Da, religioase la Giurgiu, vinem la 19. Ați fost și în alții. Da, am fost și alții ani, am fost da. Mulți. Благодарим за гостоприемството цялата група. Da, mulțumim, doamna Coace a spus foarte multe mulțumite unde noi v-am primit, unde voi ne da. Da. Doamna? Румяна Рекинова. Ea se zice Румяна Рекинова. Da. Ea cântă de câțiva ani la noi. Da. Și e domnișoară. Și place grupul nostru. Place grupul nostru. Am văzut place. Că dumneavoastră faceți repetiții la Universitatea de la Ruse. Da, facem la Universitatea de la Ruse. Dar acum ați este... făcut și la Biblioteca Municipală da, de la Ruse? Da, acolo mai puțin. Acum stăm la altă parte. Nu da. Avem cameră unde să facem. Da. Și totul este făcut benevol, așa. Adică așa, da, da, din inimă. Cu multă inimă. Da, cu multă inimă, da. Domnul? Marco Ațef. Marco Ațef. Marco Ațef cântă de curând la noi, de o lună și jumate, și are așa putere să cântă. Are voia. Are, place, să place să cântă. El e puțin muzicant. El este saxofon, saxofonist și clarinet și chitară, puțin poate. Domnul Metodi, pe munte ați mai fost? Ați mai mers pe munte la cabană? Asta, cum e, nu am fost. Anul trecut am fost la doamna Genoveva, la un sat Bângheiții. Cum se numește? Bângheiții. Da? Acolo, lângă Treavnă, lângă Treavnă. Lângă Velico Tânău. Nu, nu, lângă Treavnă, Plașcuvci. La Treavnă, în ce zonă? Treavnă. Zona spre munte, munții veche. Munți vechi.
Stara Plăiena. Stara Plăiena. Zona Stara Plăiena. Am fost la ea, porm am fost la Plăcuți, la Dragnevci, la cu prietenii din Buftea și mai mult am fost anul trecut. Da. Să o întrebăm pe doamna Genoveva, care e sufletul acestui grup. Аз се казвам Геновева Янкова и пея от групата от 2 години. Хареса ми тук песните на групата. И че ходим на много места, изнасяме програми и това много ми хареса. Межам на мулти локали, на фестивал на Румъния, ще на България. Ама тук един са какви тази ози ми да. Да. Добре. Парти бини към да. Добре, много добре. Добре. Как се казвате? Казвам се Станка Стойкова съм. Честит рожден ден! Да, живи и здрави! На муцал, че го врял съм е експеримент. Аз го знам, но съм ти го написала. Да. Румънски има неща. Тоте група и че в време са възпоним в муцал, са 30 мулци, са 30 мулци, са видим мултеньори и че това са били с България, са фачем мари мари приятения. Da, trebuie să facem prietenie și mai mare între români și bulgari, pentru că suntem aici foarte aproape și mai ales eu am părerile și teoriile noastre, sunt mult mai multe lucruri care ne leagă decât cele care ne despart. Stimați telespectatori, domnul Metodi Hlebarov și grupul dânsului îmi povesteau mai acum o vreme că deși au mers și pe munte, au mers în munții Balcani, la o cabană numită Cozia Stenea. Cozia Stenea, da, da. Acolo noi nu prea mergem, noi avem alte programe. Cozia Stenea merge turiști acolo. Da, dar a fost și dumneavoastră. Periculos, că acolo e periculos. Da. Ca să vorbim așa mai pe înțelesul românesc, asta e o cabană, se numește Cozia Stenea și care se află în muntele Cozia. Deci iau un masiv Cozia din zona Balcanilor, care este perpendiculară sud de Turnu Măgurel, la vreo 100 ceva de kilometri. Și e o zonă extraordinar de frumoasă. Da, frumos. Da. Da. Chiar este de turistă. Da. Noi vă mulțumim. Da, mulțumim și noi. Și vă așteptăm la Festivalul de Cântece Religioase de la Giurgiu. Da, mulțumim. Și probabil că oficialitățile giurgiuvene vă vor invita din nou și la zilele orașului Giurgiu. Da, mulțumesc. Cază la Canem la Giurgiu. Stimați telespectatori, tocmai ați văzut câțiva oameni vis-a-vis de noi, peste Dunăre, care iubesc Giurgiu și România. Și noi iubim ruse și bulgarii. Vă mulțumim! Da, și noi mulțumim! Bună seara la toți! Care sunt aici cu noi. Și acum o să vă cântăm de orașul nostru rus un cântec. Și o să ascultați, o să fie pe bulgărește. Oh,
Не до следа.